Dar consider că această curbă săraie din trecut, da, s-a mutat în mediul online și multe femei din ziua de astăzi produc banii. Ele spun că nu e, că sunt total diferite. Nu, ele își promovează imaginea, nu? Da, își promovează imaginea. Ce părere ai de fetele care fac video chat, OnlyFans, toate lucrurile acestea? Sunt niște... Ar trebui judecate? Nu. Nu. Judecate nu. Dar să nu li se mai creeze posibilitatea și să nu mai fie atât de bune plătite. Dar vezi, e o chestie. De ce înflorește... De ce înflorește? Tot datorită fraierilor. Că sunt fraieri care când văd o gagică dezbrăcată, tremură de toate încheturile. De ce? Pentru că ei știu despre ei că sunt papagali. Eu le judec și le blamez. N-ar trebui să faci asta. Păi stați să vă spun și de ce. Fă ce vrei tu cu viața ta. Dar din moment ce tu începi să apari pe TikTok, pe Facebook, peste tot și te lauzi cu câți bani faci tu și devii un exemplu pentru noile generații, deja aici ai o problemă cu Niculescu. Da, deja am o problemă cu fraierii care le are exemplu. Păi vorbim de tineri aici. Tineri în formare, atenție. Bărbații aceia super geloși, foarte restrictivi și exagerați. De la ce pleacă gelozia asta? Cam care ar fi factorul? De la proștie și de la neîncredere. Neavând încredere în el... Cum te poți apăra în fața manipulatorului care îți dorește răul? Resetându-ți tu programele. Că în momentul în care se zicezi că fraierul se folosește de tine, îți resetezi vechile programe. Și atunci te înveți să-ți ascunzi defectele. Și problemele. Sau slăbiciunile. Își iubesc bărbații, da, că vorbim de relație căsnicie, da, da, bărbații, da, și îmi scriu, nu mă apreciază, mă jignește, lipsește nopțile de acasă, mă înșeală, l-am prins atâtea ori, dar nu pot renunța la el. Nu, vorbim de manipulare, atenție aici, da, el a manipulat-o și a dus-o în punctul în care orice ar face, ea totuși consideră că îl iubește. Nu cred. Explicați. Haideți să fim mai exact. Ce tot înseamnă chestia asta, domne, abia în momentul în care te cunoști pe tine, definiți chestia asta. Ce înseamnă să te cunoști pe tine? Să ajungi să... Și vezi tu că toți ăștia bogați nu sunt împiși, domne, lasă-o dreptul. Vor să omoare ideea creatorului pentru că, mă înțelegi, în final omenirea s-a obișnuit să creadă în ceva, nu? Și atunci în cine crede, nu? În cine are cei mai mulți bani și a făcut cel mai mult bine, nu? Bună seara, oameni frumoși! Bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Vă spun de la început, am rugămintea să dați un follow la contul nostru, să creștem din ce în ce mai mult și nu uitați că am dat drumul la platforma de frizerie. Sunt Adrian Niculescu. Cursul de frizerie online.ro și nu vei regreta. Cei care sunteți interesați să învățați de acasă, am lansat modulul de inițiere. Că sunteți în diaspora, că nu vă aflați în București, nu puteți veni la cursuri fizic, online puteți învăța direct de la Niculescu, pas cu pas. Bună seara, domnule Ioan. Iată-ne că am ajuns la 13-a întâlnire. Publicul vă place, se pare. Da, ce îmi place mie cifra 13. Deci majoritatea oamenilor sunt superstițioși și consideră că 13 e un număr ghinionism. Eu nu consider așa. Ba, aș putea spune că în viață am avut chiar întâmplări fericite pe ziua de 13 și legate de cifra 13. Deci iată că ai făcut o afirmație odată interesantă. Tot e în capul fraierilor. Bine, eu spun fraierilor pentru că uite ce se întâmplă. Oamenii, mă repet, nu știu cine sunt și din moment ce nu știu cine sunt și nu știu ce pot, nu știu nici ce domeniu să-și aleagă,
ce să facă, ce... și în genere ei se lasă influențați de părinți, domnule, fă-te avocat sau fă-te milician, că oricum nu trebuie să știi prea multe, trebuie să respecti legea, ce se spune, ce să faci. Deci îți caută meserii ușoare. Și, de exemplu, majoritatea intelectualilor tind să se facă avocați, medici și, dacă se poate, psihiatri. Mă înțelegi? Că... Dar legat de această cunoaștere. Da. Da, da. Există, în mare, nu... Da. Există o perioadă anume, adică cunoașterea, vă întreb, poate veni la vârsta de 20 de ani, 22 de ani, 18 ani? Dumnezeu, în genere, cunoașterea e o chestie a creierului. Deci tu reușești, cu cât ești mai tânăr, cu cât ești mai tabula rasa, cum spun anticii, adică o minte goală, că n-ai nimic în minte. Corect. Când tânăr. În prima fază a vieții înmagazinezi cu mult mai multă ușurință. Dar e o problemă și de pornire. Cum te pornești? Deci dacă în copilărie părinții tăi sau mediul în care ai trăit te-a ajutat sau ți-a pus probleme și tu te-ai străduit să le rezolvi și să le înțelegi, îți dezvolți aceste abilități și apetitul pentru a cunoaște. Dacă nu îți dezvolți acest apetit și îți bagă taică tu sau colegii sau băi, nu trebuie să știi nimic, trebuie să fii prost, să ai putere. Ei, tu așa rămâi. Corect. Acum, eu când am mai tot făcut materiale în care susțineam, nu vă însurați mult prea devreme, la 20 de ani, 22 de ani, trăim timpurile în care prima dată trebuie să ai destul de multe greșeli, lovituri ca să evoluezi și să devii mai matur. Foarte mulți mi-au sărit în cap. Și revenim la această cunoaștere. Adică, dacă eu m-aș fi însurat la 20 de ani, 22 de ani, în primul rând, ce educație aș fi oferit eu copilului, în cazul în care aș fi făcut un copil? Ce educație ar fi oferit Niculescu propriului copil la vârsta de 20 de ani și ce educație ar fi oferit același Niculescu la vârsta de 35 de ani? Cum o vedeți? E ok ca tinerii să oficializeze relațiile mult prea devreme, ținând cont de ce timpuri trăim acum față de trecut? În genere, eu mă feresc în a spune că e mai bine așa sau mai bine. Eu vă rog de data aceasta. Uite să ieșim din genere. Depinde și din ce mediu trăiești. Că dacă trăiești într-un mediu nu neapărat sănătos, că na, sănătos înseamnă multe, ci un mediu onest. Mă înțelegi? Tind să fii și tu onest. Vorbiți spre microfon. Dacă trăiești într-un mediu de excroci, de bagabonzi, de bătăuși, normal, prin mimetism, tind să iei și tu aceste apucături. Și atunci toată viața ta va fi legată, că tu ai impresia, dom'le, așa se câștigă mai ușor. Uite, cu mine din copilărie a fost o problemă. Eu tot timpul am fost un copil problemă. În ce sens? Eram atât de isteț, îți dau numai exemplu, jucam hoții și vardiștii. Întotdeauna gașca în care eram eu câștiga. Dar nu era... Băi, toată lumea nu mai vrea să fie decât numai în gașca mea. Pentru că știa că în gașca altă sunt perdanți. Și vreau să spun că am ajuns la o performanță incredibilă. La un moment dat au venit niște ofițeri superiori de poliție și m-au rugat să le dau un sfat. Și asta pe vremea lui Ceaușescu. Și zic, băi, despre ce e vorba? Și băi, uite ce se întâmplă. Noi din când în când, așa, odată la două, trei luni, trebuie să facem alarmă cu ieșire. Adică cum vine așa vreme? Păi ce ne împărțim în două, jumate milicienii sunt infractori și jumate sunt polițiști. Și jucăm un fel de hoți și valdiști cum jucați și voi în copilă. Da? Și zice, dom'le, de fiecare dată când milicienii buni vin să fac hoți, ajungem pe la 12 noaptea că nu-i prindem și dă telefonul că noi avem stații pe mai multe frecvențe și nu avem voie să ascultăm frecvența aia altă că ei știu, știi? Și ne dă șeful ordin, băi, le dă ordin hoților care sunt hoții acum, băi, lăsați-vă dreacului prins să vă prindă fraierii să putem să plecăm acasă, că numai atunci se încheie misiunea când vă prindă fraierii. Și ăia se lasă prinși și zice, data viitoare, ăia care au fost polițiști, acum sunt hoți,
Bă, numai pe hoți nu putem să-i prindem. Și poți să explici și chestia asta? Și am explicat, da. Da, pot să vă explic. Uite ce se întâmplă. Voi, în timpul misiunilor voastre, aveți niște instrucțiuni standard. Cum să procedați, cum să faceți. Și ăstea, la un moment dat, atâta vi le bagă în cap până când, la urmă, le învățați. Acum nu le mai știu nici pe astea. Acum îmi face instructaj așa, rapid. Și uite ce se întâmplă. Atâta timp cât ești polițist, tu știi că trebuie să respecti regulamentele. Pe când el, când e hoț, e fericit. Hoțul nu are nicio restricție. E liber. Și atunci se gândește, bă, cum poți să-i prostești? Și bă, și cunoaște, bă, cunoaște tipul comportamental, că sunteți colegii lui. Și stai că ăla e ușor de zis așa. Și de fapt, voi n-aveți cum să câștigați pentru că ăla e liber și tu nu ești liber. Tu ești constrâns de regulamente fraiere. Corect. Dar să, revenind la întrebarea mea, ce șanse are un tânăr sau o tânără care își întemează deja o familie la un 20-22 de ani față de un om matur care își întemează o familie la 30-32 de ani? Poți să aibă șanse, dar în genere eu aș putea spune că are șanse minime. Știi ce situație are șanse? În care din întâmplare alegerea a fost corectă. Deci și ea are bun simț și nici ea nu sare calul și nici el nu sare calul. Dar în ziua de azi, în care nimeni de 8 martie nu mai vrea mărcișori, ci vrea cadou cel puțin un 4x4, știi? Deci când tupeu a ajuns la maxim, înțelegi? În ziua de azi aș putea spune că 99% din cazuri iau leapșa. Pentru că, de ce să nu fim sinceri, în ziua de azi a devenit mai rentabil să cumperi vaca cu antricotul, nu cu totul. E mai scump. Deci, dați-mi o definiție a iubirii din ziua de azi, în raport cu iubirea de acum 20-30 de ani. Deci, în ziua de azi, aș putea spune că iubirea a rămas doar un termen literar. Aproape că nu mai există. Și a fost înlocuită cu? Cu profitul. Interesul. Cu interesul. Dacă ea simte că fraierul e mai disperat și mai așa și îl miroase, că na, după câteva luni de conviețuire sau așa, înțelegi, începi să te înveți unul pe altul și începi să-l... Ei, cu cât e ființa ea mai inteligentă sau el mai inteligent și îi face un portret moral mai corect și o dibuie mai mult și prinde și calitățile și defectele, începe să o manipuleze. Și dacă reușește de două, trei ori, zice, bingo, pasta merg. Dar femeia, vi se pare că a evoluat față de acum 20-30 de ani? Nu, aș putea spune cum că... Cum s-a transformat? Aș putea spune că și unii și alții, bărbații, spre exemplu, încearcă să fie mai feminini și au dat-o în prosteală, în sensul că vrei să fie mai amabil, mai așa, și de fapt aia zice, hai că mi-am găsit fraierul, pe când femeile toate vor să fie macho man, să fie femeia, bărbat, ea să conducă, ea, mă înțelegi? Și de fapt s-au dereglat. Femeile au devenit bărbătoase și bărbații au devenit efemizați. Pentru că tot timpul li s-a ridicat. Deci asta e tot o chestie de psihologie. Tot timpul li s-a aruncat bărbaților în cârcă, bă, că voi sunteți niște turtani, sunteți niște brute, sunteți niște porci. Și fraierii au zis, stai, Dumnezeu, nu mai fiu porc. Păi și ce să fii fraiere? Căprioară? Lasă-o dracului, că căprioara e de gen feminin, fraiere. Mă înțelegi? Și vreau să-i spun că majoritatea bărbaților au devenit hipersensibili, bă, și femeile au devenit mai dure și mai bărbătoase. Și de fapt, s-a cam dat totul peste cap. Și pe vremuri, chiar dacă aveai o problemă în familie, ți era jenă să o spui vecinilor, că vecinii ziceau, da, bă, că e vina cuiva. Azi nu, azi le place fraierilor să-și pele rufele în public. Nu, că uite, fraierul nu e bun nici la pat, nici de... Și de multe ori și astea sunt exagerați. Adică, dom'le, se denaturează enorm de mult. Deci nimic nu e mai ce-a fost. Am mai spus-o și ca glumă, nici rahatul nu mai e ce-a fost altădată. Vorbesc de rahatul ăla care mie îmi plăcea când eram copil mic, că îl puneam între două biscuiți, îmi făceam sandwich și îl mâncam.
Chiar într-o zi o doamnă i-a spus gluma asta și zicea, știi că am acasă o cutie, mi-a adus cineva o cutie de rahat turcesc. Păi și ce propui? Și las că mâine o aduc aici la serviciu să gustăm dumneavoastră. Am mâncat o bucățică să fiu al dracului dacă mi-a plăcut. Domnule Ioan, dar cum de ce se ajunge domnule Ioan la înșelat într-o căsnicie, într-o relație? Pentru că fiecare în parte ne dorim mai mult decât merităm. Ni se pare că, vai, uite, soția mea nu mă mai iubește așa cum mă iubea la început și prin niște prostii. Deci nu ne minte nimeni, ne mințim singuri. Și cerem ca iubirea să fie, de fapt, sacrificiu. Dom'le, dacă mă iubești, uite, faci asta. Vorbiți spre microfon, da. Că deci puteți exact opus. E dureros. Așa. Astăzi toată lumea că, păi, de asta e veche chestia. Toată lumea a pus să te ducă să citească poezia mănușa. Bun, eu ca bărbat, ce ar trebui să fac să n-ajung în punctul în care să-mi înșel nevasta? Dați-mi niște sfaturi concrete. M-am însurat, a trecut un an, au trecut 2-3 ani. La ce ar trebui să am grijă, în primul și în primul rând? În primul și în primul rând ar trebui să stabilești pentru tine însuți, mă înțelegi, dacă se merită să fii fidel. Deci, înainte de a te căsători și când o alegi, să te hotărăști și să spui ce e însuși. Băi, uite, asta e partenera ideală, uite, ne potrivim și fizic, dar ne potrivim și spiritual, avem gusturi apropiate, avem afinități apropiate, înțelegi? Și consider, ei, și în momentul în care tu trebuie să iei hotărârea asta pentru tine însuți și să nu te mai sucești, pentru că dacă ai promis un lucru și nu te-ai ținut de cuvânt, nu te socotesc neserios vis-a-vis de soție sau de, ci te socotesc neserios vis-a-vis de promisiunea pe care ți-ai făcut-o ție însuți. Deci, în primul rând, e o alegere a ta. Și când ai ales să mergi pe un drum, pe ăla să mergi. Și dacă faci această alegere când nu ești pregătit, mult prea devreme? Da, încep să regreți, bă, mă, ce prosuț am fost. Și după aia, mă înțelegi, da, de data asta nu o să fiu prosuț, dar acum te arunci în altă chestie, iarăși exagerat și aproape că... Pentru că din moment ce nu accepti, deci asta e greșeala tuturor oamenilor, din moment ce nu acceptă că tot ceea ce se întâmplă lui, cel puțin 50%, e vinovat și el, de modul în care se comportă patronul cu el, de modul în care îi vorbește milicianul cu el, de modul în care îl tratează societatea sau colegul de spriț, de bere. Deci, în momentul în care el nu e... Nu poți să îi mențină relația de... Deci bea o bere cu un coleg, să zicem. Nu, eu nu beau bere, dar beau o cafea cu un coleg. În momentul în care eu am simțit că ăla vrea să-și creeze un ascendent moral asupra mea, că vezi, Doamne, el cunoaște fizică cuantică și eu încă n-am ajuns să o cunosc și vrea să-și creeze din asta o superioritate, eu automat de ăla spun, zic, ăsta-i bagabond, e bandit, vrea să mă încalece. Și nu mai sunt prieten cu el. A, că ne salutăm, salut, salut, da. Nu, pentru că din moment ce omul nu se privește și nu-l privește pe semenul lui ca pe un egal, ăla e un mini tiran. Un mini, el la început e un mini excroc, care în final devine un mini tiran, pentru că își transformă modul de existență într-un mod de viață. Deci obișnuiește să trăiască după urma fraierilor, a victimelor, să bea, să oameni, fac... Câți oameni neioane în ziua de astăzi se mai văd egali cu ceilalți? Hai să fim serioși. Când suntem conduși de această luptă continuă de a fi peste ceilalți, de a demonstra... Păi atunci îmi cer scuze, dar era să trag o înjurătură. Păi atunci să nu mai spună că e creștin. Pentru că ultima poruncă e ce ție nu-ți place, altuia nu face. Deci dacă ție nu-ți place să fii încălecat spiritual, nu fizic, adică unul să zică, hai bă, fraier, tu n-ai voie să vorbești aici că ești un fraier. Din moment ce unul pune o discuție de genul ăsta, ori dai doi pumni în bot, ori nu te mai duci niciodată în grupa aia. Pentru că e clar,
Ăla nu e altceva decât un tiran. Deci, să nu mă înțelegi greșit, de la bun început trebuie să... Uite, eu îți dau un exemplu pe spielea mea. Deci eu în copilărie, mă înțelegi, eram liderul la două cartiere. În momentul în care am aflat că sunt copil înfiat și în fine am avut niște probleme și eu, mă înțelegi, aș putea spune că toți cei care mă venerau până atunci, toți acolo erau profeți. Ai văzut, v-am spus, nu se putea să fie ăsta cel mai deștept, ați văzut? Deci avea un fel de satisfacție morală, mă înțelegi, că vezi, Doamne, dar era un fel de răzbunare vis-a-vis de faptul că ei îmi fusese de slugi. Nu mă ascult și nu mi-e rușine să zic. În perioada în care eram puști, fetele vreau să-mi cumpere prăjitură la cofetărie, numai să se laude că s-au plimbat cu mine pe stradă. Eu a trebuit să-mi bat mulți prieteni că erau proști și întreba maica mea, că era și maica mea, știa că... Întreba, băi, dar nu l-ai văzut pe Neluțu? Băi, dar am o treabă cu el, mă rog, și ea se spălgea, bă, da, bă, și unde era, și cu cine era, și se duce că și iau ca la poliție. Băi, fraiere, nu-i mai spune lui mama, mă? Păi și ce să-i spun? Că nu mai văzut fraiere. E mincină prin omisiune. Păi nu, nu poți să-mi iei, dacă nu poți să-mi iei, stai să vezi ce te bat eu. Și vreau să-i spun că bă, mama a încetat să mai înghețească pe-n cafea și să mai spună pe acolo că zice, vezi că, Neluțu, uite, bă, de aici o blondă în cafea. Tu chiar ai o prietenă blondă, păi dacă mă puneți în fraierul, mă întrebi și chestii de astea de 2 lei. Deci, Neimone, cum poate scăpa? Apropo, e tot în contextul discuției. Care e cea mai veche meșterie din lume? Da, strada. Care? Care e cea mai veche meșterie din lume? Concret. Curvă săraia, nu? Nu e adevărat. Spionajul. Toată lumea e cu ochii pe toată lumea. Spionajul. Ce-a făcut aia, ce-a făcut aia? Păi te întreb eu, dacă vrei să mergi la curbe, nu trebuie să-ți faci lecțiile? Nu trebuie să știi că aia e curbă, că altfel îți dă două genți în cap? Ha? Că spun eu și aia, zice, bă, dar de unde dracu, că eu nu sunt de aia. Și ele fac așa. Dar consider că această curbă săraia din trecut. Da. S-a mutat în mediul online și multe femei din ziua de astăzi produc banii. Ele spun că nu e, că sunt total diferite. Nu, ele își promovează imaginea, nu? Da, își promovează imaginea. Ce părere ai de fetele care fac video chat, OnlyFans, toate lucrurile acestea? Sunt niște... Ar trebui judecate? Nu. Nu. Judecate nu. Dar să nu li se mai creeze posibilitatea și să nu mai fie atât de bune plătite, dar vezi, e o chestie. De ce înflorește? De ce înflorește? Tot datorită fraierilor. Că sunt fraieri care când văd o gagică dezbrăcată, tremură de toate încheturile. De ce? Pentru că ei știu despre ei că sunt papagali. Ei știu despre ei că n-au niciun fel de motodeală, niciun fel de chestie să-i spună, că nu se spune gagici, băi, că eu mai foloseam și cica 100 orhidee printre spini și printre bălării. Să știi că o tipă care înțelege complimentul, mă înțelegi? Deja jumate i-a intrat la inimă, mă înțelegi? Dar consideri femeia care produce banii la modul acesta, ca da, fiind o femeie puternică? Nu, eu pur și simplu o speculantă care speculează cererea și se oferă. Păi stai puțin să ne înțelegem. Deci dacă studiezi... Deci o judecată tot aplici. Dacă studiezi, fii atent aici, nu glumesc. Dacă studiezi și citești cărți despre lupanarele romanilor. Lupanară înseamnă bordel. Dom'le, mai era puțin și căream pe sub masă. Auzi ce să cerea să știe o prostituată de lupanar. Să știe să recite măcar câteva poezii ale poeților în vogă, deci poeților la modă, nu... Da. Așa. Deci Eminescu, Nichita Stănescu, bla bla bla, da? Bun. Să știe să cânte la cel puțin un instrument. Să știe să danseze la șif și provocator, să știe să întrețină o discuție, să știe să arunce în foc
miresme și substanțe care să mărească starea erotică. Băi, dacă le iei așa, să fiu al dracului, dacă azi le anchetezi pe doamnele, soții de directori, sunt mai analfabete decât prostituatele de Lupana. Nu știu atâtea. Deci li se cerea să aibă efectiv, aproximativ, cultura unei geișe, care oricum e doamnă de companie. Deci ce la mem și o zi, același lucru. Deci vezi, și sunt prostituate de lupanari care au ajuns soții de generali. Așa în antichitate. Deci nu, să nu ne înțelegem greșit. Gusturile, uite, vrei să spun o chestie, apropo de democrație. După ce au mâncat bătaie grecii de la romani, de la perși, l-au pus pe un fost colonel de armată, el să facă dreptate. Dar, de fapt, ce să facă, îi spunea sfatul bătrânilor. Știi că el s-a căsătorit și a luat de nevastă o prostituată? Napoleon nu s-a căsătorit cu iubirea, marea iubirea vieții lui, n-a fost asociat unui ofițer de armată. Păi bun, și atunci ce, trebuie să apreciem femeile de genul acesta? Nu, dom'le, fiecare cu gustul lui. Eu am dar înțeles. Nici n-ar trebui să le blamăm, dar să le mai tăiem și din nas. Băi, stai puțin să ne înțelegem, că tu acuiești, dar gândești-le, poți să-i spui, băi, acuiești pe val, da? Dar când o să ai 50 de ani sau 60 de ani, dacă îi mai apuci? A? Că eu am să le vorbă cu mâștină și i-am întrebat, fraiere, crezi că ajungi la vârsta mea? Și mi-au zis corect, nu știu, Naiane. Da, pentru că dacă te droghezi, dacă bei, dacă așa, dacă te ramolești. Uite, eu, poate multă lume nu mă crede, eu nu iau nici medicamente, mă. Nu beau. Da, fumez și beau ca fel în prostie. Bun, dar eu le judec și le blamez. N-ar trebui să faci asta. Păi stați să vă spun și de ce. Fă ce vrei tu cu viața ta. Dar din moment ce tu începi să apari pe TikTok, pe Facebook, peste tot și te lauzi cu câți bani faci tu și devii un exemplu pentru noile generații, deja aici ai o problemă cu Niculescu. Da, deja am o problemă cu fraierii care le are exemplu. Păi vorbim de tineri aici. Tineri în formare, atenție. Dom'le. Aici deja... Da, eu mi-asum, eu judec, blamez lucrurile acestea. Că au existat dintotdeauna, înțeleg. Știu că... Dar rămâneți în ascuns. Știu nu că... deveniți exemple. Nu stricați noile generații. Băi, dar fac și eu ca țiganul, zice. Dom'le, orice cățel și gărime, dacă nu ține o cadă opre, mă înțelegi? Că vezi, însă Iisus spune asta. Dom'le, fă fapte bune, dar nu faci o fală din faptul că faci fapte bune. Pentru că atunci asta îți va fi răsplata. Ele fac o fală și de faptul că acum sunt curtate și căutate. De tot o slăbiciune interioară. Sigur că ceva da. Ce n-au avut niciodată. E mania grandorii original. E un defect psihic. Dar e cam e în masă chestia adică asta. Te crești cineva pentru că sunt 70 de fraieri care nu sunt capabili să cucerească o femeie și... Tu ești muza lor. Lasă-l de ce, ce ne puteți spune, Nea Ioane, foarte multe femei trăiesc, cum să zic eu, niște momente cumplite în căsniciile lor. Spuneți-mi un lucru. Poate fi depistat la prima întâlnire o femeie își poate da seama dacă un bărbat este agresiv sau nu? Nu prea. Puteți da niște nu prea. Sfaturi? Nu prea. Aici ne întoarcem la psihologia lui Freud. Dacă nu reușești prin tatonare să-i găsești punctul în care să-i dai foc și fraierul devine violent, că fiecare fraier devine violent în anumite situații. Cum pot face ele? Niște trucuri, ceva să-ți dai seama, bă, bărbatul ăsta poate să e violent, e agresiv. Îi face o măgărie, îl jignești. Și vezi dacă ia foc. Păi la jignire... Îl jignești nedrept. Și după aia când ia foc fraierul zici, stai fraiere că te-am încercat. Dar vă întreb acum, poate să fie asta un reper la prima întâlnire, a doua întâlnire, ies la un film, da? Și la un moment dat, nu știu, vine
în parcangiu, sau se întâmplă o chestie, sau sunt la restaurant și ospătarul uită ceva sau face ceva greșit. El începe să-l jignească, să-și iasă din fire. Poate reprezenta ăsta un semn că această agresivitate față de ospătar sau de oricare alt factor extern să se întoarcă împotriva ei în relația da, pe care o are în viitor? Da, poate fi un semn, pentru că e clar, e un infatuat, nu-i... că poate un ospătar îți greșește o chestie banală, da? Da. Și el fiind infatuat ca să-și creeze un ascendent... Să-ți dea da, bine în fața așa, ei? Așa, mă înțeleg, să ia de fraier, da? Că ăla nu prea are ce să mărie, că așa fiind sincer. Ca ospătar ești cam pe poziția de servitor. Vorbesc sincer. Și în momentul ăla tu se cizezi, știi? Și îi atrage atenția. Poți să fii isteață, dacă ești femeie isteață. A, mă, a greșit fraierul, dar parcă și tu ai făcut-o de cacao. Mă înțelegi? Îl încerci, știi? Și dacă el o ține langa pe lui și nu spune, păi nu, domne, nu e corect, mă înțelegi? Înseamnă că e și dictatorial. Sigur, sigur. Uite, eu, spre exemplu, m-a prins odată patronul meu, eram la muncă, mă înțelegi, și aruncam cu fulgi de gheață în bucătar. Mă jucam. Mă jucăm. Și mă întreabă patronul, ce faci, Naiane? Zic, mă juc. Păi de ce? Păi zic, fii atent, oamenii muncesc în căldură. Și tot timpul concentrat să facă și așa. Dacă nu-i ajuns să se mai destindă puțin, nu mai face o glumă, o bufonadă, zic, uite mă, ei nu se pereți de fulgi de gheață. Pentru că în căldura aia lor le place, ei mai răcorește puțin. Ai cuvântul meu de bunoare, patronul a zis, zice, bagă mare. Adică, domnule, trebuie să găsești și cuvintele ce explici, să explici omului. Altădată i-a recunoscut în față că l-am prostit pe față. Și n-a zis nimic, că l-am prostit. Stați să revenim aici, pe partea asta de femeie, bărbat. Gelozia. Ce ne puteți spune de gelozie? Bărbații aceia super geloși, foarte restrictivi și exagerați. De la ce pleacă gelozia asta? Cam care ar fi factorul? De la prostie și de la neîncredere. Neavând încredere în el, nefiind sigur pe el, că zice, băi, las-o de cui că mă duc și dacă e una și îmi place așa și mi-o dă și ușor, până la urmă eu trag. Nu! N-ai voie să-i tragi. Dacă te respecti pe tine însuți, n-ai voie să faci chestia asta. Și atunci tu știind că mai calci în stânga, în dreapta, că faci ca porcul numai pe ăsta că e cald, atunci tu gândești și despre semenul tău că va face la fel. Deci, practic, e gelos? Ești gelos? Că e frică de propriile sale lucruri da. Murdare pe care le-a făcut. Da, sau... știi că tu mai scapi la cavaca la trifoi și că te umfli, mă înțelegi? Și, de fapt, știi că nu te poți abține. Ăsta ar fi unul dintre factori, dar mai poate să fie și factorul în care în trecut a trecut printr-un înșelat și a rămas frica asta, deci nu neapărat că le făcea. Mai sunt unii care mimează gelozia. Ca să o păcălească pe fraieră că el, vezi, Doamne, o iubește. Să-și poată face trebuie. Mă înțelegi? Deci, domnule, să nu înțelegem greșit. Sunt atât de multe ipostaje pe care trebuie să le... Deci fiecare caz în parte trebuie tratat diferit. Pentru că fiecare individ în funcție de gusturi, de cultură, de cunoștințe, așa, o face. Unul o face ca mârlanul pe față. Mă înțelegi? Ce? Da, fă, am pus la alta și care e problema? Nu-ți convine, du-te la măta. Păi o face pentru că știe că ea nu poate să se ducă la măsă. A, deci vezi că recunoști că sunt situații și situații. Corect. Păi... Deci dacă se știe că e păcai mari și că aia săraca a legat-o precum așa, să nu mai zic, a priponit-o și are numai unde să pască. Și a acceptat să fie întreținută și deci, așa mai vezi, departe. Totul e și din pornire, de cum s-au aranjat lucrurile la început. Vezi, uite și eu, spre exemplu, sunt câteodată supărat că nu m-am obișnuit la telefon să tastez cu amândouă degetele. Înțelegi? Dar m-a salvat, ăsta m-a salvat, că acum nu mai trebuie să scriu, că
Ăștia am învățat, l-am învățat și pe Eminescu, acum nu mai scriu 2-3 litere de cuvânt și calculatorul îmi dă mai multe variante și o păs pe... Merge, am învățat calculatorul, am învățat și vrăjeala mea, înțelegi? Dar la început, tine, că i-am văzut pe puști. Vezi, eu dacă n-am, din prima, de când am învățat, nu m-am învățat așa, am învățat greșit, acum trebuie să-mi resetez. Dar m-a salvat. Leoane, am făcut astăzi un material, nu l-am postat încă, în care vorbesc despre lupta mentală. Spun faptul că totul, absolut totul, este o luptă mentală a fiecărui individ în parte. Dă-mi, e lupta între animalul din tine și spiritul din tine. Nu, dar absolut tot. Deci fiecare stare, fie că vorbim de starea de durere, dezamăgire, tristețe, neliniște, fericire, bucurie, împlinire sufletească, totul pleacă de la capacitatea ta de a percepe lucrurile. Da. Practic, eu dacă văd un lucru în exterior, având anumite repere, eu îmi transform acea situație în durere, o percep și o preiau ca pe o durere și o las în interior. Da. Deși am și varianta să refuz lucrul acesta, să nu o văd ca pe o durere și să nu îi permit să intre în interior. Deci fiecare om ar trebui să înțeleagă că starea de durere este propria creație, la fel și ca și starea de fericire, ca și orice altceva. Și în ziua de azi există mulți oameni care au învățat acest mecanism și au devenit niște buni manipulatori. Adică sunt Adrian Niculescu. Cursul de frizerie online.ro și nu vei regreta. Lucrează la mentalul tău și te face pe tine să percepi în așa fel și ei să te poată conduce așa cum vor ei. Orice manipulator, dacă nu trebuie neapărat să-l citească pe Freud sau pe Jung, sau pe, ci din propria lui experiență trebuie să devină un fiind psiholog. Mă înțelegi? Aplicat. Adică să-i studieze portretul moral al individului, al prietenului, al soției, al dușmanului. Înțelegi? Cu cât îi face portretul mai riguros și mai exact, cu atât succesul lui e mai mare. Pentru că fiecare individ e ca o păpușă cu sfor. Dacă tu atingi butonul respectiv, mă înțelegi? Ea face lucrurile respective. Cum te poți apăra în fața manipulatorului care îți dorește răul? Resetându-ți tu programele. Că în momentul în care se zicești că fraierul se folosește de tine, îți resetezi vechile programe. Și atunci te înveți să-ți ascunzi defectele. Și problemele. Sau slăbiciunile. Deci mai puțin vorbit sigur, și mai mult ascultat. Totul e o problemă personală. A ușurinței cu care te trădești, a ușurinței cu care poți să fii cameleon, să te prefaci. Că și asta e, apropo, și eu știu chestia asta, e cameleonismul verbal, da? Deci eu nu iau înfățișarea mediului în care, ci adopt față de individ, față de ascultător, mă înțelegi? Vrăjeala care îi convine, dacă vreau să fiu excrog. Nu o să-i spun, bă, bă, las-o dacă, că tu chiar ești tâmpit, știi? Zic, băi, nu, tâmpănirea nu te duce capul prea tare. Mă înțeleg? Da, uite, am văzut, ești corect, deci nu, n-ai voie să-l umfli exagerat, că să înseamnă huse, nu. Da, deci, jonglezi puțin cu chestiile astea, știi? Și în momentul ăla și ofer și periodic, menții chestia asta constantă, uite, bă, eu știu cum e, mi-e simpatic, îmi face plăcere să beau o cafea cu tine, că am cu cine discuta, nu stai fraier ca televizorul cu gura căscată și eu să vorbesc ca televizorul. Deci umbli puțin la orgoliu, da? Îl gâdi-l puțin
sau încauți să-i satisfaci propriul ego, dar asta în măsura în care tu reușești intuitiv să-l cunoști și să vrei să-i cunoști așteptările. Că dacă nu îi le cunoști, risc să o dai ca nu ca în peretă. Și nu poți să-i spui vreune urâte, iau un exemplu negativ, băi, tu ești cea mai frumoasă din lume. Că îți dai aia 5, poți să te încap, la o deacă, că să mai uite și ea în oglindă. Bun, reveni la această manipulare. Hai să luăm cazul în care, uite, primesc atâtea mesaje de la femei, care își iubesc bărbații, că vorbim de relație căsnicie, bărbații, și îmi scriu, nu mă apreciază, mă jignește, lipsește nopțile de acasă, mă înșeală, l-am prins atâtea ori, dar nu pot renunța la el. Nu, vorbim de manipulare, atenție aici, el a manipulat-o și a dus-o în punctul în care orice ar face, ea totuși consideră că îl iubește. Nu cred. Explicați-o. Am să-i spun o chestie, eu ți-o spun pe față. Eu cred că foarte multe gagici te mint pentru că tu ești vânat, ascultă-mă ce spun. De ce? Foarte multe femei neîmplinite și așa, mă înțelegi? Caută ca să-și mai mențină puțin starea că ele sunt cineva, să-și creeze o victimă colaterală și zice, uite, mă iau de fraier, mă înțelegi, că dacă reușești pe ăsta să-l fac, să-l prostezi, să-l aburezi, să-l așa, mă înțelegi, înseamnă că mai e ceva de capul meu. În deci, sensul că eu fiind acel familist convins, care am vorbit tocmai, de loialitate, tocmai hai și, să-l dărâm pe ăsta. Da, bravo, de-aia și vor să te corupă. Da. Uite, eu, spre exemplu, la mine se petrece altceva și dacă vrei, o să-ți arăt și pe telefon. Deci eu m-am jucat cu mintea unora care se cred astrologe și psihologe. Și numerologe. Și cu orice se cred ele. Și vreau să spun că de vreo două luni mă sâcă la cap, ai un succes, un bărbat te iubește, o femeie așa, mă înțelegi? Băi, dar băi, atât de naive sunt încât ele nu se zicează că sunt în ordine, știi? Băi, aceeași vrăjeală, deci e clar, e un program de calculator pe care îl am. Același tipar. Ai văzut? Mă înțelegi? Câteodată mi-e și jenă să le spun, bă, las-o dracului, că m-a dat afară de la grădiniță pentru poantă de seară suflate. Și le las pe ele să creadă ce vor, eu nu le răspund. De ce nu m-ai sunat? E în joc, o să ai, o să fac. Mă lasă dracului. Deci eu nu, mă înțelegi? Și eu sunt vânat. De ce? Pentru că m-am dus pe pagina lor, 375 de urmăritori, da? Păi lăsă-te, la una chiar mi-am permis să-i spun că nu prea nimic de capul ei, dar am spus-o cu niște cuvinte mai... Alese. Da. Și tot nu mă las în pace. Tot mă... De ce? Pentru că se presupune prin absurd că eu apăs pe buton și o ascult, pe aia o să umple Facebook-ul. Uite! Băi, ăla așa de mare, a pus botul la vrăjeala mea. Ai văzut? Îmi strică mitul. Nu știu dacă mai înțeles. Deci ei, satisfacția lor, e că au reușit să dobore un fraier care se credea cineva. Deci fii atent, băi, psihicul uman e foarte ciudat. Deci când nu ai tu succes, succesul ți-l măsori încât fraieri îi dobori. Mai înțelegi? Și asta e o chestie de succes. Spre exemplu, nu e glumă, mă. În anul întâi la KGB se învăța pe vremea la care a făcut Putin școala. Te-au recunoscut oameni grei. În primul an, știi cine era fruntașul clasei? Cel care mințea cel mai tare și îi prostea pe toți colegii lui de clasă. Ăla era șeful clasei. Pentru că asta e prosteala. Contrainformația. Păi a zis, uite, a zis Olteanu, dar și eu făceam glumele astea. Băi, cine ți-a zis? Păi ăla. Nu, băi, nu-l asculta, că e neserios. Dar eu în genere nu glumeam. Eu era, de-aia și veneau oamenii la mine. Și cereau, deci vreau să-i spun că eu și peste tot am avut, peste tot făceam un fel de consultanță, așa, în sensul, bă, Olteanu, tu ce părere ai? Mulți veneau cu ștouri de-astea. Un prieten are situația, era jenă și pe Facebook, e plin Facebook.
Nu pentru mine, pentru un prieten. Bă, dă-l dracului de prieten, chiar așa, fraier e prietenul tău, că eu nu aș mai fi prieten cu el. A, mă, mă lași cu ștourile astea de mama mare. Leone, e bine ca și femeia să fie independentă financiar sau nu în relația cu un bărbat? Cum o vedeți? Depinde de ce crede ea despre ea, pentru că hai să fim sinceri. O ajută sau nu? Băi, uite, eu iau exemplu mama mea. Mama mea scutea prin economiile și prin felul în care se coase, scutea un salariu. Deci dacă ea ar fi lucrat și n-ar fi avut timp să gătească și așa, și ar fi trebuit să mâncăm la restaurant, poate nu mâncam la fel de bine și ne costa și mai mult. Dar prin faptul că era și bună bucătăreasă, știa și să facă piața, știa și să aleagă, nu cumpăra toate prostiile, nu, mă înțelegi? Întotdeauna aveam nu mult, dar ceva bun, ceva consistent, ceva plăcut, mă înțelegi? Și atunci, de ce dracu să mai lucreze mama? Pentru că dacă ar fi lucrat, trebuia să ne ducem la restaurant și la restaurant poate nu mâncam atât de bine. Deci sunteți adeptul că femeia trebuie să fie de casă? Nu neapărat. Nu neapărat. Dar nici cum a zis fraiera asta care a mai și câștigat premiul Nobel, că femeile au salarii mai mici din cauza bărbaților. Lasă-o dacă îi luam premiul Nobel la aia. Nu știu cine. Păi vrei să spui, e plin Facebook-ul de... Vrei să spui o astfel de aberație sau... Deci nu. Domeni, fiecare caz e un caz particular. În funcție de ceea ce crede el, în funcție de ceea ce știe el, de, în funcție de felul în care a fost educat, în funcție de gusturile pe care și le-a creat, e o entitate unică. Că el înțelege și pe ceilalți. Asta e altă problemă, dar nu-i place. Și atunci, de ce spune și Eminescu? Că în fiecare individ e un univers întreg. Dar, dacă ajunge să se descopere pe el însuși și află ce îi place, păi vrei să-mi spui mie că toți cei care s-au făcut avocați pentru că asta e menirea lor? Nu, o laie! S-au făcut avocați că le-a băgat părinții în cap și alții, bă, e domeniul în care o ia pe frer, vorbește acolo și dacă e scos din căcat, ce e acolo? Domnule, dar tot am auzit peste tot și la dumneavoastră, ați menționat despre cunoașterea de sine, să ajungi să te cunoști, să te înțelegi. Haideți să fim mai exact. Ce tot înseamnă chestia asta, domnule? Abia în momentul în care te cunoști pe tine, definiți chestia asta. Ce înseamnă să te cunoști pe tine? Să ajungi să, să te înțelegi. Să ajungi să știi ce îți place și ce nu îți place. Și să știi și de ce îți place. Păi, pe cum să zic, noi suntem într-o continuă schimbare până murim. Nu e adevărat. Anumite chestii rămân constante. Deci, păi, hai să de asta zic, că tot aud peste tot, cunoaște-te pe sine. Prea multă spiritualitate, adică, hai să vedem exact, da? Cum poate un om să ajungă în punctul în care se cunoască pe el? Băgându-se în toate căcaturile și văzând dacă iese sau nu iese. Și dacă n-a ieșit... Dacă nu iese, înseamnă... S-a dus cunoaște. Băi, e ca în mină. Eu sap. Nici nu știu dacă dau de cărbune. Dar sper, trebuie să sper. Dacă am săpat vreo 10-15 metri și n-am dat, te schimb. Ei, tu știi că sunt situații în care dacă mai dădea o jumătate de metru, dădea de... Deci se întâmplă și de-astea. Acum e mai simplu, pentru că vin ăștia și sondează, nu mai e. Dar oamenii pe primul așa face. Deci prin empirism. Știi ce înseamnă empirism? Spuneți dumneavoastră. Întâi faci și vezi ce iese. Deci vrei să vezi dacă ești bun de a fi bucătar. Te apuci și faci mâncare. Deci așa ajunge omul la cunoașterea de sine, nu? Și încercând, făcând. Hai să-mi spun o chestie. Acum. Tu vrei să-mi spui mie că de la bun început ți-a plăcut meseria așa? Nu. Dar exercându-o, perseverență, perseverând, corect, înțelegi? Da. Ajungând să o faci și să o faci la un nivel puțin mai mare decât a intrat alte... în mine spiritul concurenței să fiu peste ceilalți. Ai văzut că iese și banul și a început să-ți placă pentru că a început să te cointereseze. Corect. Da. Tu știi că e foarte posibil acum, mă înțelegi? E foarte posibil ca tu
nu astea să fie menirea ta. Acum... Sau poate a fost menirea mea pentru perioada aceea, până într-un punct anume. Nu? Vrei să-ți spun o chestie. Tu ai ștofă de îndrumător și de învățător, dar până la un anumit nivel. Deci aș putea... Dar mă cunosc pe mine, dar din exterior, cum mă vedeți. Da, eu da, da, te cunoști, da. Și știi și pe cine să... Uite să-ți dau un exemplu. Eu am văzut și discuții azi și tot, înțelegi? Și tu ești puțin bandită, chiar și cu școala ta. Da, cu un scop nobil. Ți-ai luat câțiva, așa, că de unul am vrut, dar m-am retras. Pe unul am vrut să mă iau și de el, că nu devenise agresiv, dar n-avea o vrojeală frumoasă. A crescut în alt mediu și acolo... În sensul că toți care treceau pe acolo, dacă el îi vedea netuns, mă înțelegi, haide-mi că te tundem, dar băi, putea să fie mai finuț, mai subtil. Da, dom'le, nu e obligatoriu. Și uite, noi suntem școală, băgă o gargară. Zi de cunoașterea de sine. Că... Deci, în momentul în care folosești o vrăjeală inadecvată, că nu vreau nici să-i spui la unui golan de cartier, please, te rog frumos, nu merge, că lasă și nou. Băi, frăție, vrei să te tunci? Deci, dom'le, să știi cum te adresezi, să intri în comunicare, nu în anticomunicare. Că nu o să poți să-i spui golanul frizerului, amă, te rog frumos, vine. Bă, vrei să te tunci? Că uite, te tunci moca și noi o să te străduim să ieși frumos, că mă înțelegi. Și cum îți place ție, știi? Așa, cunoașterea de sine. Asta înseamnă, deci să fii capabil să te urci și să te cobori în funcție de interlocutor. Corect. Să cunoști, asta le spun și eu la cursant. Sigur, să cunoști limbajul trupului, să vezi... Și nu doar în meseria asta, în orice meserie. Și în relația de cuplu, dar totul se rezumă în a fi un bun psiholog, prima dată, înainte de toate, eu așa o văd. Păi de asta nu înseamnă spionaj. Da, dar și spionajul poate fi adică făcut. Adică să-i observi fiecare detaliu, fiecare chestie. Băi, deci un bun observator, să fii un bun observator. Da. Da. Băi, te uiți și cum merge, te uiți și cum, ce atitudine ia față de vânzător, ce atitudine ia față de un fraier, ce atitudine ia față de un lider. Deci, practic, câștigătorii sunt cei care reușesc. Sunt excroci și cei mai buni psihologi. Ăștia sunt câștigătorii. Și victimele? Și victimele sunt fraierii. Care zicea, a, bă, lasă, un om cere mie chiar atâtea viața. Ba, și cere, fraier. Naivii. Sigur. Deci, să nu ne înțelegem greșit. Ați fost vreodată, Ioane, ați fost vreodată, dar fii sincer, acum nu, victima unui alt manipulator mai bun decât dumneavoastră? O să ți se pară curios, o să zici că blufești, nu. Uite ce am pățit odată. Deci nu v-ați găsit nașul până acum? Nu! Nu știe. Vrei să spun o chestie? Eram puș și făceam la poliție. Băi, fraierilor, dacă bat până la gradul de maior, n-am nicio problemă. De la gradul de maior în sus o să am probleme, așa? Dar nu de pușcărie, ci o să mă pândească fraierul să-mi o tragă și el ca căzut de cacao. Da, poate să fie vorba și de ego-ul nostru, că e foarte mare? Da, aș putea spune că un singur milițian odată și îl socotesc cel mai isteț pe milițianul ăla, mi-a zis, bă, te ne putei Dumnezeu, mă, și bă, tăi un mare defect. Care-i fraiere? Ce-ai prea multă personalitate. Și a zis, să fiu al dracului, dacă pot să zic ceva. Așa e ca tine. Dar el mi-a zis că e defect. Și știi de ce venise? Venise din alt județ, că județul ăla nu reușea să... Deci sunt ofițer de poliție. Altceva vă întreb. Da. A existat vreo femeie care să vă joace, să vă calce în picioare, din punct de vedere emoțional? Dar fiți sincer. Da. Mama copilului meu. Da, mama copilului meu. Pentru că și eu am avut un defect de rahat. Care? Am zis că dacă sunt un copil înfiat și părinții mei naturali m-au dat unealte familii și așa, eu n-aș vrea să am o astfel de familie și să ajung într-o astfel de situație. Și eu am vrut să fiu un familist convins.
Și cu toate că ați făcut fix același scenariu, oarecum, cumva, adică... Dar am lălat așa și frumos în sensul că aș putea spune... Dacă nu spuneți că ați permis dumneavoastră, nu spuneți că ați permis dumneavoastră asta. Ba, aș putea spune că 95% eu m-am... Ați acceptat să fie așa. Da. Deci eu azi că... Las-o deacu că și eu sunt bun în spionaj. Am venit mai repede puțin tăl. Dar am venit mai repede că mi-a venit și mașina, am zis să nu întârzi și ăla aia. Înțelegi? Și am făcut exact cum spunea Eminescu. Tu așează-te deoparte, regăsându-te și bungheală pe fraie. Ce fac? Și am văzut pe toți. Și am sesizat, mă înțelegi că ai pus oamenii bine, da? N-ai pus niște oameni finuți și... E zona de așa natură față de aviatorilor. Da, am înțeles. Ține cont că Elizeanu... Da, dar în sfârșit... Păi și ce? Doar din treaba asta ai realizat? Deci nu te-ai întins prea tare, adică nu, mă înțelegi? Și la modul în care lucrezi așa, am văzut, și elevi, și, mă înțelegi, și oameni mai serioși și de vârstă, am văzut chiar o tipă care chiar mi se pare că avea vreo 30 și ceva de ani, una plinuță așa, și îmbrăcată și curățel, aia și ea să fumez o cigară. Deci eu tot timpul spionez, sunt cu ochii pe toată lumea, mă! Și îmi fac în minte variante. Păi și ce legătură are cu faptul, cu imaginea, dacă mi-am creat, mi-am ridicat așteptările? Păi nu, că puteai să te străduiești, să o faci cum ar veni. Deci vezi, mediul ăsta de aici se pretează mai bine ca ălălalt. Deci când aveai școala acolo, așa, era zona elitistă, era, acolo n-ai fi putut să faci ce faci aici. Corect. Să nu te supăr pe mine. Dacă, păi, nu. Dacă eu îi văd pe ăștia în cartier la mine, îi fugăresc. Băi, îi fugăresc și eu sunt omul străzii. Băi, îmi strici imaginea, lasă-o dracului. Băi, știi ceva? Mai cate așa. Da, am înțeles. Dar, da, ce este acum e un avantaj mult mai mare pentru cursanți, pentru că luăm modele din stradă. Pe aviatorilor nu, da, se întâmplă treaba asta. Și am văzut și chestii frumoase făcute. Nu știu cine a venit cu ălea două pizza, cu mânduiești. Da, doi băieți au luat. O să ți se pare... Mâncat pe mașină. Tu știi că ei m-au invitat să-mi dea o felie înainte de a le spune tu. Și eu am zis nu, mulțumesc, nu, și ca să fiu mai convingător mi-am scos o țigară și mi-am aprins o țigară. Deci am refuzat și n-am refuzat, nu neapărat, în primul rând eu nu prea sunt mare mâncăcios de pizza, mă întâlnesc, și în al doilea rând nici nu mi-era foame. Nu. Uite, spre exemplu, dacă pe mine vrei să mă servești cu țigări și mai am două țigări aia, nu-ți iau țigară. Și dacă ai țigări de care fumezi eu, și nu pot să primești că am țigări. Nea Ioane, da? Eu am ajuns la o concluzie. Și o să vă rog să aveți răbdare să vă explic până la capăt, după care sunt curios și de ce părere aveți. Omul, și tind mai mult să cred spre partea masculină, deși omenirea a evoluat, omul tot o bestie a rămas, un animal. Și o să vă spun și de ce. Istoria ne-a demonstrat de-a lungul timpului că în fiecare război soldații, bărbații au făcut cele mai mari crudități, atrocități, da, zile cum vrei. Au devenit animale, da. Deci ce deducem din chestia asta? Scoate-l pe om din societate, unde trebuie să respecte reguli, unde nu mai există Dumnezeu, Biblie, acest creștinism de fațadă menit să atragă aprecieri, și pune-l pe un teritoriu unde e liber, unde știe că nu trebuie să mai dea socoteală nimănui, indiferent de ceea ce ar face. Și atunci iese adevărata bestie, ca să zic, da, așa. Din când revine înapoi în societate, redevine iar tată, soț, copilul cuiva. Dar tot mai are reminiscențe și din când în când mai devine animal. Deci trăim timpurile în care bestialitatea și animalul din noi
ne-a acaparat în totalitate și da, ne comportăm ca și... Da, și asta o spune și Biblia. Cain l-a omorât pe Abel. Deci carnea a învins spiritul. Deci partea animalică din om a învins spiritualitatea. Și unde vor duce toate astea? Într-un singur lucru, la pieire. Dacă nu ne vom reveni și nu vom înțelege că trebuie să ne ținem pe noi în echilibru și să înfrânăm animalul din noi, înțelegi? Ne omorăm unul pe alții. Da, ne omorăm, ne dăm în cap unul altul. Da, corect. Dar uite ce se întâmplă. Dacă ai citi basmele noastre populare, apropo, hai să vezi că în toate basmele populare, Sfânta Vineri era o băbuță cu minte și cum să cade și așa, la care din când în când, făt frumos sau harap alb, ca să ai cel mai pregnant în harap alb, se ducea la ea și așa îi spunea, vezi, dacă te-a trimis fraierul să-i aduci să alături în grădina ursului, vezi că ursul ăsta nu e un fraier. Fii atent, ca să-l prostești, trebuie să-i amesteci miere, că îi place mierea lui fraierul, cu fiertură din buruienile astea, și el va adormi, că altfel nu reușe să-l fiordești pe fraier. După aia trebuie să-l omoare, să-i aducă capul cerbului ăla, care avea o, așa, tot băbuța le întrebă, fii atent, după ce ai tăia capul, tu va trebui să stai ascuns, că până nu moare el are putere asupra ta, mă înțelegi? Deci băbuța, ei, Sfânta Vinere asta, nu știu cum dracu făcea, dar în curte avea numai ligioane, care te haleau și pe Făt Frumos și pe, mă înțelegi? Dar aia le zicea, stați cu minți. De ce? Pentru că ea le dădea de mâncare. Deci, dacă luăm din legendele dacilor, dacii aveau o zeitate care se numea Morfeu. Grecii l-au împrumutat. Deci asta era o zeitate care când intra în pădure, când adormea animalele, adormea și ursul, adormea și... Mă înțelegi? Deci trebuie să găsești, cum ar veni, slăbiciunea, frecvența pe care lui îi place și de care e dependent. Și când fraierul devine dependent de ceva, atunci îi hrănești dependența și el va fi sclavul tău totdeauna. Ăsta e sistemul după care lucrează și vrăjitoarea Circe și toți care își dau droguri. Și mai nou așa, și medicii sunt tot un fel de vrăjitoarea Circe. Dom'le, ești bolnav de cistită, de mai... Ia ăsta. Da, și îți dau niște medicamente care de fapt nu-ți vindecă boala, ci te prostesc. Deci farmaciștii și medicii au devenit unii dintre cei mai mari excroci, care excrochează și trăiesc de pe seama bolii și orice boală, că aici iarăși ai dreptate, era să-l zic fraiere, în sensul că orice boală e un dezechilibru psihic. Deci în mintea ta consideri că o anumită afecțiune e puternică și nu-i vei face față. Atunci, cu subconștientul tău ia de bun ce spui tu, el crede că e slab și nu mai luptă. Tu singur îți înfrânezi, pentru că în mod normal, conform lui placebo, dacă crezi cu tărie că te vei vindeca, te vindeci. De ce? Pentru că tu nu mai înfrânezi organismul, lași singur să-și facă treaba. Uite, să-ți dau un exemplu și am să-ți dau un exemplu concret. Medicii au ajuns atât de excroci, încât au înțeles că pe anumiți cinci ca să se vindece, e nevoie să-i bage în comă. Așa au procedat și cu Cotabiță. Și acolo aș putea spune că medicilor le dau nota 10 cu felicitări. În sensul că Cotabiță... Probabil dacă n-ar fi fost, ar fi fost treași, n-ar fi fost în coma, ar fi zis, bă, stai puțin că asta e o afecțiune grafă, mă înțelegi? Și nu mai lăsa organismul să se vindece, își pierdea încredere. Și atunci, băgându-l pe fraier în comă, mă înțelegi, organismul se repara singur, că organismul lucrează singur, tu nu trebuie să-l conduci. Tu trebuie doar să-i dai de ce are nevoie și el știe ce are de făcut. Deci aveți ce aveți cu medicii.
Nu, eu am și cu preoții, am și cu oficierii de armată, care exagerează și tot așa, ridică ștacheta și fraierii clachează. Că nu toți soldații sunt buni executanți. Băi, nu toți sunt buni pușcași, nu toți sunt... Îl dai în altă parte, îl dai să ducă afetul, îl dai să ducă agheu, că ăla se duce singur, fraierul. Mândrui. Deci tu, ca și comandant, trebuie să dai misiunile în funcție de capacitățile celorlalți. Că degeaba îi dai misiune unui fraier care și tu știi și băi, s-ar putea ăsta să nu o rezolve. Păi nu-l trimite pe la misiune. Pentru că uite ce se întâmplă. Însă sutașul roman, că luăm cazul sutașului roman, vezi? Și de fapt Cain și cu Abel nu erau frați, era aceeași persoană. Era bătălia între spirit și vezi tu că toți ăștia bogați nu sunt tâmpiți, domnule, lasă-o dreptul. Vor să omoare ideea creatorului pentru că, mă înțelegi, în final omenirea s-a obișnuit să creadă în ceva, nu? Și atunci în cine crede, nu? În cine are cei mai mulți bani și a făcut cel mai mult bine, nu? Și de fapt, cine a făcut cel mai mult bine? Cine ne-a ajutat? Ne-a dat banca, bani, ce... Apropo, că nici cu bancherii nu știu. Ăștia sunt bancherii sunt cămătari legalizați. Dar, Neoane, poporul român, noi cel puțin ne considerăm un popor foarte credincios. Cum o vedeți? Suntem un popor credincios sau nu? Suntem un popor cam fraier. Nu trebuie să crezi în Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți cere să-i dai tribut. Dumnezeu nu-ți cere să faci 100 de mătănii. Dumnezeu îți cere să crezi în tine, pentru că tu ești, vezi și tu ai spus, tu ești creația lui. Păi ce dracu, Dumnezeu ne-a făcut fraieri? Considerându-mă pe mine fraier, mi-a jignit tot arborele genealogic. Inclusiv pe Dumnezeu. Adică cum pot să fiu eu fraier dintr-un băiat de aștept? Da, pot să fiu, pentru că sunt labil psihic și uite și eu mă repet de ce. Mă laud și mă voi bate cu cărămida în piept 7000 de ani dacă voi trăi. Toți bogătașii au copii fraieri, silichele și excroci și drogangii și bețivi și au mașini ultimul răgnet și nu știu nici să le stăpânească. Și eu mi-am abandonat copilul. Toată lumea zice că sunt un tată ticălos. Da, și mă doare în fund pe mine de ce zice lumea. Uite că fiul s-a descurcat singur. Deci a avut memorie genetică. Nu trebuia să, băi, fă aia, să nu fi bătut de la școală, să nu... Da. Uite, apropo, le întreb o dată pe fiul meu, nu e glumă. Zic, băi, dar cum de te-ai dus tu la arte marțiale? Păi zice, mi-a plăcut, băi, hai că mai convins. Nu, îi spun eu de ce s-a făcut bătăuși. Din cauza lipsei mele. Că a zis că trebuie să se descurce singur. Și s-a dus să învețe arte marțiale. Și s-a dus acolo și l-a văzut, a zis, da, fraiere, te luăm la școală. Dar fii atent, va trebui să vii de 3 ori pe săptămână, câteva ore aici, să facem antrenament. Și a venit acasă și a zis lui tasul adoptiv, care a fost milițian, a fost ofițer de armată, a fost în război ăla. Ce uite, băi, tată, cum eu fizic el acolo, mă duc așa. Și tasul îi zice corect, zice, băi, nu te supăra pe mine. Eu nu pot să te duc de 3 ori pe săptămână cu mașina acolo. Pentru că am și alte treburi. Și zic, și ce ai făcut, fraiere? De ce n-ai renunțat? Păi am stat și m-am gândit și la ce concluzie ai ajuns, fraiere? Și păi am ajuns la concluzia că dacă îi conving pe 3 din sat de la mine, din orășelul ăla în care stau, să meargă și ei să facă arte marțiale, o să ne ducă părinții cu schimbul cu mașina. Și în felul ăsta, un tată ne ducea pe toți 4 sau câți eram cu mașina și în felul ăsta, de fapt, ne ducea o dată pe săptămână. Și așa le-a convenit la toți. A? Ai văzut că i-a prostit pe fraieri?
Și niciunul, nici măcar niciunul dintre ei n-a obținut performanțele lui. Deci iar ajungem la manipulare. Deci el avea o motivație dată de așa numitul factor declanșator, adică de faptul că i-am zis, bă, ai grijă de măta și ascult-o. Deci am încredințat de la 4 ani o misiune. Cum vedeți că sunt crescuți copiii din ziua de azi? Dom'le, vezi tu, vezi, ai un talent de a mă provoca în a face chestii care mie încă nu îmi plac. E ca și cum m-aș da mare la apă mică. Dom'le, în fiecare familie sunt alte obiceiuri, alte bordei, alte obicei, înțelegi? Dar majoritatea părinților, 99% din părinți, greșesc în sensul că câteodată sunt prea exigenți cu copiilor când au făcut o boroboață sau o nefăcută și câteodată sunt prea înțelegători și prea permisivi. Și în funcție de individ, de fiecare dată copilul percepe diferit faza și zice, da, bă, că n-am voie să mă bate ea la școală, că mă bate și tata acasă. Știi? Și atunci evită cafteala. Necaftindu-te niciodată, nu vezi cafteală. Nu poți să joci fotbal dacă n-ai jucat și nu-ți place, n-ai jucat pe Maidan. Uite-te tu, toți marii fotbaliști ai lumii au jucat de sculci, nu de Zaharia Stancu, dar de sculci și au bătut mingea și le-a plăcut. Cum ar trebui să fie crescuți atunci copiii? Lăsați mai liberi și nu struniți, nu hoișcea, nu mă înțelegi, lăsați liberi, dar și supravegheat ce îi place, cum face, cum mă înțelegi. Și atunci îl îndrumi înspre chestii unde abilitățile îi permit să obțină performanțe mai mari decât alții. Și îi zici, băi, în asta nu te băga că nu e domnul tău. S-ar putea, uite, un cercul, nicio problemă. Uite, eu vorbesc sincer, când mi-am făcut societate, toți asociații mei eram egali în drepturi, 25%, 25%, toată lumea. Înțelegi? Dar cu timpul și eu am zis așa, zic, fiate fraiere, părând așa, suntem director executiv și noi luăm decizii. Și fraiere, ceilalți trebuie să zică ca tine, că tu ești acolo. Și după vreo câteva luni și de testări așa, toți trei au zis, știi ceva, coltene, la tine s-au tot timpul toți banii și tu iei decizii întotdeauna. Deci nu eu am spus-o, ei au spus-o și vreau să spun că o să mă bat cu cărămida în piept 100 de ani de acum încolo. Înțelegi? Am fost singurul anticariat din piața universității, cărora ne-a luat interviu și televiziunea română. Și ce atunci am fost tot bandit. L-am băgat pe un asociat al meu, am zis, du-te tu acolo. Știam că îi place și lui să, în lumina reflectoarelor, așa, n-am vrut să mă duc eu. Da. Pentru că, vezi tu, eu știu ce pot să fac. Eu chiar și azi, la o doamnă și un domn, niște admiratori de-ai mei, mă înțelegi, mi-au zis, una dintre doamne mi-a zis, domnul Olteanu, dar dumneata e și periculos. Și atunci am zis așa, vrei să dau glas acelei guri ca după ei cântare să se amunci cu păduri și insulele în mare? Vrei poate în parte să arăți dreptate și tărie, ți-aș da pământul în bucăți să-l faci împărăție. Îți dau catarg după catarg, o știți frea străbată pământul în lung și marea în larg, dar moartea nu se poate. Și pentru cine vrei să mori? Reîntoarce-te, te îndreaptă spre acel pământ rătăcitor și vezi ce te așteaptă. Tu de ce crezi că toți fraierii îl acceptă pe Ciolacu? Ce băi, pe oricine punem să-mi bag picioarele, acum am ajuns acum, toată lumea fură. Și zice, dă-l dracule, pe ăsta că ne-am obișnuit, dă-l, dar nostru, ce-l dă să ieșea și el șpagă, mă înțelegi, oricum pe oricine punem, tot așa face. Da. Uite, în traca asta am ajuns. Să credem despre noi că ajuns acolo sus, ne vom umple și noi buzunarul.
Și mă aruncă, băi, când am mâncat un pui întreg, băi, uite, spre exemplu, dacă îmi dai un pui întreg, o să spun clar, pieptul nu-l mănânc, că-l fac cadou. Nu-mi place. E prea fad, prea sec, așa. Și nu-l fac cadou de băiat bun, îl fac cadou că nu pot să-l mănânc. Deci noi nu suntem toți, ai dreptate. Ne-am învățat într-o societate concurențială în care ne învoasă societatea. Trebuie să fii cel mai bun. Păi cum poți să fii cel mai bun? Nu punând de piedică lui fraier care alergă mai repede, nu prosindu-l, nu încercând să faci o nefăcută, nu încercând să-i bagi un laxativ în haleală. Păi ți-au făcut și sportivilor le-a făcut-o, fotbaliștilor le-a făcut-o. Ce dracu mă, ăștia trucuri care se fac în meciuri de miză mare? Băi, război și în dragoste nu există nicio regulă. E care pe care. Pentru că așa ne-a învățat societatea. The best! Cel mai bun. O laie. Cel mai bun trișor. Cel mai bun în ce? În excrocherii, șefului de... Ce? Am vrut și eu adineori să fac o glumă, și vorbea despre un excroc și zic, dar de ce facem lui ăla? O, mă înțelegi? Să bag bățupă în gard, știi? Dar zic, bă, nu-i frumos. Că... Da, deci uite că m-am stopat singur. Deci am gândit să o fac. Și hai să vedem ce iese. Ia foc. Zic că a zis, uite, ăla era mai prostuță, ăla era mai excroc. Și zic, dar de ce zici de ăla? Că excroc e ăla, știi? Da, și după aia zic, a, bă, nu se face, lasă-l de-acolo. Că în foși și la urmă, urmei mâncăm toți o pâine, da? Deci iată că m-am autocenzurat. Da, e un eveniment care s-a petrecut acolo jumătate de oră. Deci, vezi tu, chinezii, eu spun, cel mai frumos, cel mai puternic om nu e cel ce înfrânge pe alții, ci cel ce înfrânge animalul din el. Asta e pofta ce am poftit. Hai mă, lasă-o dracului de vrăjeală, că asta e vrăjeala lui Ștefan cel Mare. Da, e vrăjeala lui Ștefan cel Mare. Dar știe cineva că Ștefan cel Mare n-a putut niciodată să-și pună copilul pe care nevastă s-a vrea să-l pună rege și n-a putut? Și boierii lui cei mai apropiați erau împotrivă, că era un fraier. Știe cineva că fiica lui Ștefan cel Mare a dus-o rău pe la Moscova și a fost majlită și un han l-a mințit pe Ștefan? Deci nici Ștefan și el a avut. Știe cineva că Ștefan a fost copil și a văzut cum boierii i-au tăiat capul lui tatu? Cum crezi că s-a făcut Ștefan atât de sadic? Deci astea sunt lucrurile care te marchează. Te marchează definitiv. Cum să vezi că niște boierii ca taie căpățâna lui tatu că n-a fost de acord cu ei? Da. Dar dintre toți domnitorii, da, Mircea cel Bătrân, toți, da, care credeți că a fost cel mai puternic și cel mai cinstit? Și care credeți că au fost creați? Cel mai puternic și cel mai cinstit, da, a fost și cel mai psihopat, a fost... Lasă-l pe Țepeș. A fost Țepeș. Nu, dar e adevărat, au fost cu toții eroi sau au fost... Cu toții dădeau tribut la turci să ne lase majoritatea, în pace? Majoritatea erau niște aventurieri, bengoși, afemeiați, bețivi și așa mai departe. Dar uite, spre exemplu, scriu cronicile, n-o spun eu. Apropo, eu sunt împotriva băutului, împotriva băuturii. Și printre altele și explic. Ei, și în privința băuturii, Ștefan a fost o excepție de la regulă. Ținea fraierul la băutură la nebunie. De exemplu, după ce făceau câte un război de ăsta și mai câștigau, mai așa, făceau și ei o băută ca bărbați. Dom'le, cădeau toți pe sub masă
Și se ruca, ridica Ștefan în picioare, zicea, hai, fraierul, că nici la băutură nu țineți. Și pleca la gagici. Așa făcea și mângă, zicea, era mangă. Și pentru că era iubit și pentru că așa, îți spun eu, nici o gagică nu-i zicea nu. Lui Ștefan nu prea zicea nimeni nu. Dar nici el n-a avut neapărat satisfacție. Și uite, spre exemplu, el într-o luptă și-a făcut o rană la picior cu o săgeată otrăvită. Păi toată viața a tras-o. Și culmea, știi cu cine s-a bătut în războiul ăla? Cu Vlad Țepeș. Cine a bătut? Deci iată că, vezi cine a bătut? Păi n-a bătut niciunii, dar se băteau între ei, fii atent că amândoi erau bengoși. Vlad Țepeș vrea să pună un domnitor mai fraier în Moldova, care să-i facă jocul lui. Și Ștefan cel Mare, amândoi că nu erau proști niciunul, vroia să pună în țara românească un domnitor, mă înțelegi, care să-i fie loial, ca împreună așa, mă înțelegi? Și Țepeș vrea ca Ștefan să execute ce zice el și Ștefan vrea ca Țepeș să execute. Și s-a întâlnit dracu cu măsa, știi? Da. Normal că a ieșit cu... Cam atât pentru episodul de astăzi. Ne vedem în episodul următor. Vă mulțumesc că ați venit. Și ne vedem data viitoare. Da, eu spun de obicei ne vedem când ne vedem. Pentru că nu știm ce o să se întâmple. Dar de obicei, dacă e totul bine, eu vin cu plăcere. Cu mare drag oricând, Nea Ioane. Dragilor, cam atât pentru astăzi. Podcastul Realități cu Niculescu continuă atât cât o să vrea Dumnezeu. Fiți buni, fiți puternici și încă un lucru foarte important. Nu uitați că am lansat cea mai puternică platformă de frizerie. Sunt Adrian Niculescu. Intră pe cursul de frizerie online.ro și nu vei regreta. Și puteți învăța de acasă. Deci este o platformă de frizerie online. Scrieți cursul de frizerie online.ro, primiți modulele, o să vedeți, este ceva deosebit și avem modulul de inițiere, de la A la Z. Urmează să venim și cu modulele pentru avansați, coafuri speciale și multe altele. Dar pentru început, care doriți să învățați frizerie de la voi de acasă, că vă aflați în diaspora sau în afara Bucureștiului, cursuri de frizerie online.ro. Seară frumoasă, dați follow la contul nostru de YouTube, Realități cu Niculescu și să ne vedem cu bine!